Zeci de persoane au ajuns la spital, iar șase dintre ele au fost rănite în cadrul celei de-a șasea zi a festivalului San Fermin de la Pamplona. Printre cei care au avut de suferit în vestita cursă cu tauri, se află și cetățeni străini. Potrivit medicului John Arizeta de la Spitalul Navara, cinci persoane au suferit contuzii, iar una a primit o lovitură la nivelul craniului. Alergarea taurelor pe străzile Pamplonei a început la ora 8 pe un traseu de 850 de metri și a durat 2 minute și 16 secunde, una dintre cele mai rapide curse din acest an. Din data de 7 iulie, când a început evenimentul, 10 de persoane au fost rănite după ce au căzut sau au fost călcate de către tauri. Totodată, patru americani și un spaniol au ajuns la spital cu răni după ce au fost împunși de către tauri, sărbătorile dedicate Sfântului Fermin, patronul spiritual al orașului Pamplona, atrag în fiecare an sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Participanții se îmbracă în alb, poartă în jurul gâtului eșarfe roșii și aleargă în fața celor șase tauri pe un traseu stradal din cartierul vechi al orașului.